Să păstreze posesia, pasa lui Neagu, este pentru Caiado. Caiado, două dribling-uri reușite. Caiado, bună această minge pentru Valentin Crețu. Să vedem centrarea fundașului dreapta. Balonul este respins de Mârșliac. Vine acolo, șutează Neagu, respinge Iliev și este gol! Mario Rondon, 1-0 pentru Gaz Metan Mediaș din minutul 28. Iată ce trebuie să facă un vârf adevărat, să fie la locul potrivit în asemenea momente. Mario Rondon reușește să marcheze pentru a treia oară contra celor de la Astra Giurgiu. El punctase în două rânduri, însă după faze fixe și în duelul de campionat de la Giurgiu, practic toate golurile lui în România au fost marcate contra echipei lui Edi Iordănescu. Da, e tot în regulă, îi transmite la distanță Cristi Pustai, dar ce rol important a avut acest șut al lui Ionuț Neagu, care a creat dificultăți lui Iliev. Nu vorbim aici despre un offside. Am văzut unul dintre fotbaliștii Astrei, era foarte aproape de poartă, mult mai aproape decât cei trei jucători ai lui Gaz Metan aflați acolo în preajma careului mic al formației lui Edi Iordănescu. Mario Rondon deschide așadar scorul în această partidă. Să vedem.